Suntem invitați în ședința ordinară, unde vom discuta 10 proiecte de hotărâre. Dar înainte de asta avem o citire la proces. Nu, nu, nu. Dar care și nu e spus pe site. Am transmis și supune la aprobare proiectele de hotărâre. Procesul de parte la ședința anterioară. Mă scuzați. Cine este? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? La punctul 1, proiect de hotărâre referitor la încheierea institutului bugetar pe trimestrul 2, anul 2019, inițiator primarul orașului Corabia. 2, proiect de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului privind tăierea și toaletarea arborilor și arbuștilor amplasate de domeniul public și privat al orașului Corabia, inițiator primarul orașului Corabia. 3, proiect de hotărâre referitor la modificarea organigramei de stat și de funcții Spitalul Județean Corabia, inițiator primarul orașului Corabia. 4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea de principiul amenajare pădure parc și includerea acesteia în amenajamentul civic, inițiator primarul orașului Corabia. 5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei de stat, stat de funcții Serviciul public de administrare în domeniul public privat și modificările organigramă și stat de funcții Societate Servici Comunitare Corabia SRL, inițiator primarul orașului Corabia. 6. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea studiului de oportunitate și contract pentru delegarea serviciului de iluminat public al orașului Corabia, deci un inițiator primarul orașului Corabia. 7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea compartimentului asistență medicală elevi preșcolar și asistență comunitară în orașul Corabia, inițiator primarul orașului Corabia. 8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea tarifei de utilizare pentru prestarea serviciilor de amenajare în deținere în funcționarea spațiilor verzi utilizate pe raza orașului Corabia, inițiator primarul orașului Corabia. 9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea închiriere teren, inițiator primarul orașului Corabia, 10 raport privind activitatea asistenților personal desfășurată în semestrul 1-2019. 11 întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierului local. Dacă îmi permiteți, așa cum ne-am obișnuit deja, am încasat niște bani suplimentari în primul rând la plața de salubrizare și pentru a putea plătim acești bani, trebuie să facem verificare bugetară. Dacă sunteți de acord, sunt obligatoriu să pun încă un punct ordine de zi. Un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Proiect de hotărâre rectificare la aprobarea rectificării bugetului. Supun la vot aprobarea amendamentului. Cine este pentru? Dacă are și ceva amendamente de comisie.
cu doamna Dule, dacă nu. Deci tot avem acțiune care s-au făcut în primele șase luni ale anului și modul în care aceste sume au fost utilizate conform bugetului aprobat prin votarea Consiliului Local aplicarea acestui. Deci aveți încasările și plățile pe capitole și pe secțiunea de funcționare și secțiunea de deportare. Nu are rost să citim niște cifre, cu dumneavoastră le aveți și trebuie de sotă. Avizele. Comisia juridică a avizat favorabil introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Microfonul este. Așa, așa, așa. Să-și limite și pe sănătate.
Comisia se stabilește cu dispoziția primarului confruntată cu Universitatea Sanctuare. Așa am văzut la și asta. Comisia nu este nevită primarului, următoarele condiționare. Dar aici treia comisia anumită de instituția primarului în faza legislației în vigoare. Așa, eu așa am făcut la medală. Că este o legislație în care se spune foarte clar și precis din cine este formată comisia și câți membri. În lege scrie din cine este formată comisia, care sunt atribuțiile fiecăruia din președinte, secretar, membru, nu știu, acolo de afară. Păi și aia foarte simplu să treacă, conform legii X din anul nu știu care. Păi să spun. Nu legislație, că nu legislație, nu știu să fac. Păi există, comisia este stabilită numai așa. Deci verificați și modificați aici, că nu e conform de ce am spus. Și la raport am spus să se scoată propunerile pun probleme. Nu, 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 propunerile de bun să fac după ce se numește comisie. Și pot să le scot la raport. Le-am scos. Am eu un amendament. Nu se vorbește nimic de replantări, deci, în acest regulament. Adică era normal ca după toaletare și tăieri. Nu mai știu că e stipulat tot în lege că la un anumit număr de raportează, se plantează dublu. E că e stipulat în lege. Da. În legea 24 scrie că fiecare pom după spațiu verde trebuie înlocuit în așa fel încât suprafața de spațiu verde să nu se... E în lege, nu e în regulament. Deci nu mai trebuie regulament, e legea 24 scrie în lege. Legea 24, asta se referă strict la toaletă și la toaletă. Deci este stipulat în lege că suprafața de spațiu verde nu se reduce și ce se taie, se înlocuiește. Noi facem regulament doar pentru tăieri și porărări, nu pentru înlocuiri. Înlocuirile se fac de drept. Prin efectul legii. Prin efectul legii. Deci, e clar. S-a făcut în apoi. Nu am dat un nou. S-a plantat o sută de comitul. Noi vorbim despre un regulament care va acționa în viitor. Acum, am fost legea 24, cred. Adică legea aia era probabil de multă vreme și pe spațiul verde s-au reciți spațiul verde, trebuia constat, spațiile verde sunt nu trebuia de urmă. Nu e de dezinformat, noi vorbim despre spațiile verde. Ar vorbim din probleme publice primate al formează spațiul verde. Hai că intrăm în contract. Favorabil din procedura cu ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Comisia de urmărire.
Și Comisia Urbanistică a aprobat favorabil introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Hai să o luăm. Deci, pentru pădurea care este pădurea care suntem proprietari la ea, să facem un moment în vederea exploatării masele noastre. Legislația nu ne permite să facem decât noi. Trebuie să ne afiliem la alt amenajament, să fie peste 100 de hectare și am făcut această procedură. Când s-a pus problema organizării și acordării unui amenajament, ne permite legislația, având în vedere zona de acordament de legea, să putem, de legea de principiu, să putem amenaja pe diverse fonduri, schimbând statutul pădurii să fie pădure grădină publică, așa fel încât să putem alei de domeniat construcții ușoare, fără a tăia niciun copac. Despre care pădure este vorba? Cea de la Chezon? Cea de aici, de la Cușcan? Din partea de la Cușcan? Este o cerere pusă de acum 2 ani de zile pentru această amenajare din bani privați. Adică n-ar trebui să faceți un bani public? Nu se, nu se poate face pădurea aia sau cea șerută acum 2 ani până nu au primul amenajare simplu. Deci, deci, indiferent de finanțare, trebuia prima dată să facem amenajamentul care se prezintă ceea ce spune dumneavoastră. În momentul în care ați votat și facem amenajamentul cu o firmă specializată și ne permite și o avem, atunci deja putem scoate la licitație idei de proiecte și finanțe. Supun la vot proiectul de hotărâre de cine e pentru. Împotrivă, abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei de stat de funcții serviciu public de administrare în domeniul public și privat și modificări organigramă și stat de funcții societate servicii comunitare Oradea SRL. Juridic. Juridic a avizat favorabil introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Amendamente? Nu, abia acum finalizăm ceea ce am început acum câteva luni, cu privire la separarea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, care sunt licențiabile, față de celelalte care nu au nevoie de licență pentru a funcționa. În condițiile în care le aveam amestecate cum au fost, nu se putea obține licențe pentru societatea de servicii publice. Asta, deci aceasta e ultima hotărâre care alături de tarife pe care o dăm și lucrurile vor funcționa începând luna viitoare. Dacă la acest punct nu vei participa la vot, totuși sunt un conflict de interese în urma acestei situații. Nu s-a înființat așa. Ieși și posibilitatea la urmă. Este un lucru de vizează la urmă. Cred că să avem un conflict. Da. Supun la aprobare la ce hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre referitor la aprobare studiului de oportunitate și contract pentru delegarea serviciului de iluminat public al orașului Corabia județul Oradea. Ce să lași comentat? Deci am luat serviciul din cadrul aparatului propriu de iluminat, să-l ducem unde va obține licență și va funcționa la acest de servici. Aveți juridic. Comisia juridică a avizat favorabil introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Și Comisia de Urbanism a aprobat pozitiv introducerea pe ordinea de zi. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Șapte. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului asistență medicală de preșcolar și asistență comunitară din orașul Corabia. Juridic.
Comisia Juridică a avizat întocerea cu ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Învățământ. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva. Proiectul de hotărâre referitor la aprobare tarife utilizate pentru prestarea serviciului de amenajare, întreținere și funcționare a spațiilor verzi utilizate pe raza orașului Corabia. Învățământ. Juridic. Comisia Juridică a avizat întocerea cu ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Urbanism. Comisia de Urbanism a aprobat favorabil introducerea de ordinea de zi a acestui proiect. Comisia de Agricultură a dat aviz pozitiv pentru discutarea acestor amendamente. Supun la vot proiectul de hotărâre. Împotrivă? Abțineri? Realizează investiția, evident, ca și am observat un contract care trebuie de preînținerea, prelungirea contractului, nu e niciun problemă. Dar păcate din perioada. Da, pentru că... Deci ar trebui să fie de așa natură încât... Adică să poată realiza investiția, să poată realiza investiția, nu e niciun fel de problemă, da? Dar nu să o dăm iarăși pe 4 jumătate de ani. Știu că am ales de varianta cu 25 ani. Dacă sunt de acord? Exact. 25 plus încă jumătate... După aceea poate să-și... Are de preemțiune, e clar. Adică o investiție care merge și care produce, nimeni nu este împotriva ceva ce merge. E nu, dacă domnul Iliș propune 25 de ani? Da. Propune domnul Iliș 25 de ani, sunt în cea de ani. Chiria rămâne fixă pe toți 25 de ani, adică chiria sunt de 800 de lei, va fi la fost peste 20 de ani. Adică n-am văzut din contractul ăla, dacă este vorba de ce cu pista de câini, de voia să ne dea stadionul Corazia, să facă pista de câini și acum tot că-i dat un teren undeva la ieșirea din oraș. Și vă întreb, chiria pe care o plătește acum rămâne la fel și peste 25 de ani, aceeași chirie, orică. E deocamdată până la dispoziție o groapă de gunoi acolo, dar noi nu trebuie să fie de gunoi. Nu este groapă de gunoi acolo, este terenul orașului, că ați depozitat gunoi acolo fără să țineți cont de licitație. Am și eu un amendament. Dar întâi supuneți-mi de amendament să vă pun la vot amendamentul domnului Ilie Maria. Am un amendament. La capitolul 5, punctul 2. Rezilierea contractului de către proprietar să se producă și când chiriașul folosește terenul pe alte scopuri. Da, e corect. Dar oricum e agresiv. Va fi trecut în regulă sacină. Altfel, da. E corect. Deci dacă chiriașul, deci la capitolul 5, punctul 2, dacă chiriașul folosește terenul în alte scopuri. Și în alte scopuri, pentru că poate să facă o pistă de câini și care să facă... Și în alte scopuri, da, și în alte scopuri. Și ce vreau de alte scopuri? Dar așa, pentru că își face o pistă de câini cu 800 de lei chirie, după care...
care se face acolo altceva, în care câștigă foarte mult bani, iar bugetul local îi pierde. Nu? Și trebuie să vă duceți mă foarte serios că acea clientă peste 20 de ani mai înseamnă nimic. Sau peste 10 ani. Chiriile se recalculează în funcție de rata inflației. De rata inflației este foarte mică, adică au de 100 de 120. Se poate renegocia. Nu știe nicăieri în părat că se poate negocia și îmi spune la urmă proiectul de hotărâre. Nu, și ar trebui să și spuneți că doamna Popa a fost prezis o grămadă după domnului Timar. Și doar este declarația domnului Timar. Și proiectul, domnului Timar. Și proiectul, supune la urmă. Cu ce rezolvă să cine? Supun la urmă. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cu cele două amendamente. Cu cele două amendamente, dacă s-au votat de clar. Împotrivă, abținere. Împreună discutăm proiectul, ăla care este, de comun acord stabil, vă luați din aici, o să-l terminăm aici. Deci, venit cu proiectul cu sursă
refuzată finanțarea, apropo Consiliul Local, se execută lucrarea și cu asta nu. Ok. Așa, asta este prima, o să fim în data viitoare cu proiectul ăsta. A doua... Nu, depuneți un proiectul să fie administrativ. Da, 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 ca să fie în discuție. Adică să punem în procedură. Bineînțeles. Și a doua chestie este inițiativa ce păținează de planarea celor 140 de stejari. Acum, dacă vă aduceți aminte, a zis că trebuie să reducem acel număr de stejari, că nu sunt avise de la comisie de specialitate, că zona de protecție pentru monument durează foarte mult, face monument istoric. Se poate să discutăm, adică să-mi spuneți unde anume, sau ce anume de modificat în proiectul ăla, astfel încât să reușim să facem acea plantare, că este păcat să nu înființăm o pădure parc pentru oraș, tot din bani privați, adică să nu mai fie călcare din bugetul local. În bugetul local ne trebuie bani pentru altceva. Deci, documentația este de avisă. Eu v-am oferit alternativă în scris, unde a fost plantația de duși la Sicișoara, foarte aproape de monument. Dacă se reconfigurează numărul și obținem între timp avizul de la monumente cu privire la, da, cu privire la încadrarea ca și categoria monumentului de la Sicișoara, o zonă de protecție și un anume număr de arbori se încadrează acolo, nicio problemă. Dar acea inițiativă, după cum ați văzut și în codul administrativ, nu mult decât am depus o retirea și gata. Cel care o depune se ocupă să ia și toate celelalte aprobări. Împreună cu, vă lăsați, împreună cu secretarea, citesc în codul administrativ acum, în așa fel încât ce ajunge în Consiliu, să ajungă exact la materialele care le depun eu. Deci chiar vă rog frumos, dacă aveți inițiative și vreți să le depune numai dumneavoastră, ce am dat la toți cetățenii, să vină la doamna secretară, vă spune baza legală ce trebuie făcut. Era pe postul meu de 20 și înseamnă și tot ce este, dar nu avea vizele de la cultură, pentru că acel monument nu era clasificat. Este adresa depusă, care spune că nu presupune aviz. Partea bună a inițiativei dumneavoastră este că am depistat în sfârșit că un monument istoric făcut pe timpul Ceaușescu nu era clasificat, era o scăpare. Acum am depus toate documentele, va fi clasificat corespunzător și automat ne putem lega anumite reglementări cu privire la încadrarea lui. După care suntem deschiși la orice colaborare, pentru că nici mie nu-mi place cum arată. Foarte frumos. Înseamnă că atunci poți să colaborezi cu doamna secretar vis-a-vis de... Pe orice inițiativă, asta conform codului administrativ. Da. Dar de principiu, eu sunt de acord să facem, să înființăm acest. Dar asta, noi nu suntem de acord de principiu. Noi suntem de acord cu documentele pe care le avem în față, dacă sunt în conformitate de colegiile de rigoare. De principiu, de principiu. Dumneavoastră vă pregătiți cu proiectul și cu hotărârile pe care vreți să-l depuneți, ne specificați foarte clar sursele de finanțare. Da. Și dacă sunt bani și se dovedește că cetățenii care vor să contorizeze respectiva construcție sau ce vreți dumneavoastră cu amenajare, vom fi și noi de acord. Dar nu veniți cu vorbe la noi. Depuneți proiectul, depuneți proiectul, veniți cu sursele de finanțare și noi analizăm. V-am depus proiectul... N-ați depus un anumit niciun proiect. Nu. Ați venit doar cu idei pe care să le punem noi în practică până astăzi. Nu vă permit, pentru că vorbiți de lucrul trecute. Vorbiți de lucruri trecute și noi aici, la interpelări, trebuie să vorbim numai de lucruri care vor fi în viitor. Nu vorbim de ce a fost până astăzi. Este depus proiectul. Nu. Nu aveți niciun proiect depus, aveți doar idei. Așa cum ați spus și domnul primar. Așa cum a spus și domnul primar. Da? Proiectele le depuneți la secretariat. Domnul consilier, la noi n-au venit. Acest proiect este depus cu toate, cu nouă justificativă, documentație făcută de doamna locul în peisagistică, adică nu făcută doamna, nimeni. Doamna, secretar, avem un proiect. Doamna, secretar, avem un proiect. Doamna, secretar, avem un proiect. Deci, doamna secretară, vă întreb, în calitate de consilier, avem vreun proiect depus de doamna Safta care poate fi discutat? Nu, ăla care a fost respins în instanță. Dacă mai aveți și vă întrebat, dacă nu vreau să vă reportez eu.
câteva fraze. Acum două săptămâni am participat la Asociația Orașelor. Probabil că ați văzut pe televizor, au avut inclusiv vicepreședintele sau președintele executiv al Asociației Orașelor cu privire la rectificarea bugetară care urmează să fie aprobată săptămâna viitoare. Cum să vă spun? S-au ridicat mai multe probleme, toate pertinente. Au fost de față domnul vice-prim-ministru și două directoare importante care au un portofoliu administrația publică locală pe Ministerul de Finanțe. Probleme ridicate. Din 216 orașe, decât 40, deci decât 40, nu au nevoie de bani. Și aceste 40 de orașe sunt cele din vestul țării care au o industrie, care au cât de cât o sursă de finanțare fără să mai stea cu mâna întinsă la guvern. Deci ar mai rămâne diferență. S-au pus în discuție problemele burselor. Deci guvernul stabilește că de la o anumită sumă medie în sus, 7,50, 8,50, 9,50, să-ți dau niște burse, a stabilit și cuantumul și, bineînțeles, că trebuie să plătim din bugetul local. Nu e nicio problemă, am zis, pentru că vrem să stimulăm învățământul. Problema care nu e corectă, ca să o știți și dumneavoastră, este faptul că majoritatea orașelor care au licee aveau 200-300 de elevi care erau proprii din localitate. Restul, diferența, din comunele vecine. Și s-a ridicat problema. De ce noi, cetățenii din corabia, din impozite și taxe, să plătim bursele la copiii din alte localități? Varianta era de modificare, ori să asigure suma integrală prin Ministerul de Învățământului, ori să le preia, pentru că nouă ne-a rămas decât atributul să stabilim numărul. Numărul în funcție de posibilitățile financiare. Și nu vreau să ajungem în extrema, problema e preluată și va fi rezolvată, zic eu, pentru că altfel se va ajunge în situația în care, de exemplu, beneficiază din cei 2000 de elevi, 1000 beneficiază de burse, care vor avea cuantum peste 100 de lei lunar și Consiliul Local să n-aibă să dea decât la 2. Am dat un exemplu. Deci problema e foarte clară. Cine a dat ordinul și ordonanța și hotărârea cu cuantum, cu mediile, cu... se vor încadra probabil majoritatea de la 7,50 sau 5,50, vă dați seama. Sau, următoarea variantă, în funcție de domiciliu, să-și preia fiecare localitate, să-și plătească bursierii din impozitele și taxele locale. Pentru că, întâmplător, comunele stau foarte bine financiar. În momentul în care s-a stabilit plafonul de bani, Asociația Comunilor a fost foarte mulțumită. Numai Asociația Orașelor a fost vitericită. Evidența populației. Aceeași problemă, noi cu evidența populației cheltuim aproximativ 400.000 de lei pe an și primim înapoi de la bugetul de stat 35-38.000 de lei. Aproape 10%. Nici 10%. În condițiile în care noi prestăm pentru tot sudul județului, pentru toate localitățile care sunt. A zis că se va analiza, o să vedem. Spitalul. Spitalul care deservește nu numai cetățenii din orașul Corabia. Iar cheltuielile majoritatea sunt incluse și sunt în bugetul nostru. Cea mai mare problemă a fost cu asistența socială. Pentru că ne obligăm să dăm și cu bichetele și cu suplimentul alimentar, care normal după lege ar trebui să dăm inclusiv la persoanele însoțitoare, erau situații diferite. De exemplu, noi avem 100 angajați asistenți personal și în jur de 70 cu indemnizație, pentru că așa stabilim asta să fie 100 cu contract, dar erau unii care aveau 30. Deci unii stăteau mult mai bine. De ce să dea la toți, am ridicat noi problema, de ce să dea la toți egal, când a trebuit să le dea decât la cei care au nevoie, au deficit. Ideea a fost ca să ia toată asistența și să fie integral achitată de la bugetul de stat. Dacă ne degrefează de 10%
ce punem noi la 70 și câte sunt în miliarde, 7 milioane și ceva. Deci am avea bani suficienți și pentru a merge spre cofinanțarea proiectului și dezvoltarea altor proiecte la nivel local. A rămas în studiu. Ce am obținut deocamdată? Am obținut faptul că și pe chestia asta toți primarii de oraș au fost foarte revoltați. În legea bugetului pe 2019 spune că ni se dă 60% din impozitul de venit. La nivel local. Dar legea bugetului a intrat în vigoare la 1 aprilie. Ianuarie, februarie și martie au fost 3 luni în care noi ne-am finanțat conform anului anterior și am primit decât 41,5% din impozitul de venit. Ne vor da, așa ne-a promis, diferența pe cele 3 luni până la 60%, ceea ce, nu știu, că n-am făcut calculele deocamdată, dar e o sumă. 1,2 miliarde, cum se pot cele unui binevenit. Și diferența, pentru că în lege spune că se dă 1000 de lei pentru fiecare locuitor, dar analizând la nivel de țară, sunt orașe care au inclusiv 680 de lei pe locuitor. De ce? Pentru că dacă eram în situația, de exemplu, să vinem un bun anul trecut, unii au vândut ceva. Aveam înțelegeri, vreau să vinem. Partea aia de vânzare le-a trecut-o la că a venit și anul ăsta. De ce facem, domnule, mai vinem în terenul încă o dată? Și atunci le-a dat mai puțin. Varianta a doua este să, deci să ne dea la nivelul orașului Corabia, nu ne-a respectat până la 1000 de lei, avem 980 pe fiecare locuitor, să ne dea 20 de lei, măcar aia 20 de lei pentru fiecare cetățean. Și suntem foarte mulțumiți, noi ne-am făcut calculele, dacă ne va da 1200 de lei pe fiecare locuitor și să ne lase asistența specială, dacă nu poate să modifice legea aceea. Cam astea sunt variantele care s-au discutat, sunt curios ce se va publica pe site, pentru că am înțeles că săptămâna viitoare se va face. Noi mai avem o întâlnire până atunci la Asociația Orașelor. Nu suntem, mi-am reproșat președintele că nu suntem la fel de dezvoltatori ca cei de la municipii. Cei este așa mai puțin. Dar i-am propus ca și noi să mergem cu mers și noi, să stăm pe scări acolo, în așa fel încât să ne obținem drepturile pentru cetățenii pe care îi reprezentăm. Cam atât am avut de spus, dacă vreți să nu mai întrebați ceva.